Efectele compensării prețului la carburanțe aproape că nu se mai văd. Benzina a ajuns din nou la 7 lei la multe stații, în timp ce motorina standard s-a scumpit cu peste 50 de bani față de acum 2 săptămâni. Discutăm despre acest subiect cu Augustin Hagiu, președintele Federației Române a Operatorilor de Transport. Vă salut, bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. A fost o perioadă scurtă cu o mică ieftinire a carburanților, acum vedem din nou că prețurile cresc. Cum fac față transportatorii? Cât de greu le este? Sunt valuri de creștere și, mă rog, mici oscilații, valuri mai mici, da. Oscilații de scădere. E vorba de o reducere a consumului după perioada, asta a fost luna septembrie și începutul lunii octombrie, o reducere a consumului după perioada de vară, după vacanțe. Și așteptam și noi să scadă. Pe măsură ce intrăm în perioada de sărbători după 1 decembrie, veți vedea că prețul va urca, pentru că asta se întâmplă de fiecare dată în fiecare an. Așa că ne așteptăm la chestiunea asta. E greu să reziști și cu carburant, e greu să reziști și cu asigurările cu RCA-ul, pentru că e dezastru ce se întâmplă în momentul de față cu tarifele la asigurări și cu somnul Autorității de Supraveghere Financiară. Coroborat cu aceste probleme, practic ieși în afara oricărei estimări pe calcul de cost operațional. Asta îți dă peste cap atât cheltuielile, cât și colaborarea cu partenerii, cu clienții tăi, pentru că trebuie să stai să tarifezi aproape săptămânal, astfel încât să nu cumva să derapezi și să ajungi să vinzi serviciul pe care îl prestezi ca transportator de marfă sau de pasageri în pierdere. E greu. Este foarte greu. Da. Pe de altă parte, vreau să vă întreb cum au reușit să facă față în această perioadă transportatorii? Au avut planuri de supraviețuire sau au fost și companii care au fost la limita închiderii din această cauză? Sau din aceste creșteri, din cauza acestor creșteri? Companiile se închid nu doar din cauza asta, ci din multiplu de cauze. Da. Și ne așteptăm ca, mă rog, în perioada viitoare și mai cu seamă după ce intrăm în 2023, lucrurile să fie și mai accelerate din perspectiva asta, din punctul ăsta de vedere. Cel mai grav lucru este că, virgulă, în ceea ce privește capital autohton, suntem total ieșiți din orice formă de dialog constructiv și decent și, mă rog, aplicat cu actualul guvern. Asta mi se pare cel mai și cel mai grav lucru, faptul că nu mai există niciun fel de dialog. Practic, suntem la comanda, la butonul Uniunii Europene, toate directivele se aplică cu ochii închiși, toate reglementele europene se aplică cu ochii închiși, tot ce spune Madame Ursula se aplică cu ochii închiși, indiferent de consecințele pe care aceste măsuri le determină la nivelul societății și la nivelul economiei, dar în special capital autohton este lovit grav. În fiecare zi constatăm aceste lucruri. În fiecare zi. Nu. Și practic n-ar mai trebui să ne mirăm că prețurile cresc în magazin atâta timp cât, iată, transportatorii se confruntă. Prețurile nu au legătură cu transportatorii. Prețurile au legătură cu dorința acerbă, da, a unora de a face profituri uriașe și cu faptul că, spre exemplu, în cazul serviciilor pe energie, electricitate, gaze și carburanți, că tot discutăm de carburanți, nici la ora actuală, după N semnale pe care le-am dat și am cerut imperativ în toate întâlnirile cu guvernul acest lucru, noi nu cunoaștem marjile profit pe care realizează cei care jonglează în fiecare zi cu ceea ce pe noi ne doare cel mai tare, și anume pe energie electrică, carburanți, gaze, tot ce ține de existența de zi cu zi, atât a persoanelor fizice cât și a persoanelor juridice. Da.